Ori inclusiv în Transilvania, oferta include și categoria asta cea mai nou defavorizată, disponibilizații de la Mechel. Aveți ceva special pentru ei? Nu avem, dar în mod sigur turismul este viitorul Transilvaniei. În mod sigur ar trebui pentru disponibilizații de la Mechel, mai ales că este zona Câmpie Turzii și cea mai mare zonă, ar trebui găsite soluții, în primul rând, agroturistice și să fie ajutat ca să-și deschidă propriile pensiuni sau afaceri în domeniul agricol pentru produse ecoturistice. Bun. Până să-și deschidă, ei trebuie să vadă care sunt beneficiile. Deci ei trebuie să vadă aceste pensiuni cu proprii ochi. Da? Da. Dacă v-ați gândit, având în vedere că ei au oarecare disponibilitate ca și timp, probabil până la urmă vor primi niște salarii compensatorii, dacă v-ați gândit și la această oportunitate, e un cateric totuși, câteva sute, dacă nu, nu știu, 1000-2000 de persoane, cu familiile. În mod sigur ar trebui să se gândească autoritățile și am observat că... Lăsați autoritățile, ele au și alte probleme. Dacă voi, cu publicațiile voastre, v-ați gândit să includeți și pe ei în lista clienților de pensiuni pe care le promovați. Aceste servicii vor fi difuzate pe Câmpia Turzii și să sperăm că se vor găsi în curând soluții pentru cursuri ca să învețe cum pot să înființeze o pensiune agroturistică, pentru că ei sunt mult în zonă, mă sigur au terenul și au putea să-și demeze o pensiune agroturistică. Numele dumneavoastră? Cristian Matos.